pentru tot. Da, fain, mulțumesc asemenea, Ionel, la ce. Da, Ferrari-ul e cel mai frumos om de pe TikTok. Nu știu dacă sunt cel mai frumos, dar, na, mă chinui și eu să arăt bine. Ce zic? Ești frumos, viață. Mulțumesc. Nu este niciun bărbat de pe TikTok-ul ăsta așa de frumos ca tine. Îți mulțumesc frumos. Un compliment când vine vorba asta de la un gândac. Deci crede-mă ce zic, de la de bucătărie. Deci, practic, cel mai frumos compliment. Deci, sunt un gândac care e bună și rea. Stau, da. Anto. Lasă-te. Terminat. Da, da, a terminat. Da, nu știu, da. Cu Claudia voi, I love you. Dacă n-am mai avut baterie la telefon și n-am mai putut să fac mai departe, dar mâine eu o să vă arăt. Da. Ok? Da, 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 au mort. Budea, Amalia, Budea. Te pup, da. Mulțumesc, draga mea, Daniela, te pup, iubita. Și vă mulțumesc prietenilor mei care a fost la cazuri cu când e ziua ta, Alexandra? Copii, de stai-ți rămă să zic, mă, și eu. Viață. Mulțumesc, Leo, mulțumesc. Uite, ți-am dat un follow, Leo. Dăm follow înapoi. Vă mulțumesc frumos oamenilor care ați venit cu la copii care chiar au nevoie și sunt cu dezabilitate. Vă mulțumesc din suflet și da, ați ajutat copiii. Trei orașe, două sate, să traducem strâmbă ce ai vrut tu să ne transmiți. Am înțeles aproape nimic. Ești superbă, ești extra spermandă frumoasă, ai tot ce îți lipsește. Ce vorbești, mă? Îți fac complimente, dar tu nu le accepti. Ți-am spus că ești extra spermant de frumoasă și că ai tot ce îți lipsește. Și că ai grijă de tine. O să-ți dau sunetul și dacă vei fi cu minte, o să intri din nou, bine? Alexandra, te pup. Hai mai dăm un mecean. Bă, uite, așa, stai să zic că te operară ce ți-e ceva, frate. Eu acum vorbesc foarte serios. Să mor eu și tu, viața mea. Da, nici. Da, spune. Nu să mor eu, stai așa, că toți avem copii, viața mea. Uite, zic foarte serios, să mor aici dacă vă mint. Uite, suntem la mine, sunt la mine 801 persoane. Da. Uite, vorbesc cu tine. Am o prietenă care toate cazurile cu copii bolnavi, dacă ai putea să participi și tu, viața mea. Că tu mereu faci câte 3-4 cazuri. Intrăm în toți într-un live. Păi eu mă aflu acum la un caz. Zici, chiar în situația de față mă aflu la un caz. Nu mai pot să bea un caz. Uite, mă urmărești pe mine, suntem prieteni. Când mă vezi, când sunt într-o gază, să intri să participi și tu, dați-a Dumnezeu sănătate. Da, o să particip. Dar, eu încă acum activez asupra unui caz. Sunt într-un caz chiar acum, în momentul de față, activez asupra unui caz. Este o femeie foarte, foarte supărată dintr-un colț de țară mic, după ce o să rezolv cu ea, care suferă de mai multe bacterii. Ai înțeles? De mai mulți microbi. Și da. Mă, tu faci joc de mine. Vezi, există un Dumnezeu, mă. Păi nu-mi faci joc de tine. Adevărat, mă, frate. Păi și eu adevărat îți spun. O femeie care a luat niște bacterii. Deci, practic, este... Nu pot să dezvolui mai mult. Ce n-ai? Se cheamă buncărul de infecție, cazul. Așa se numește. Buncă tau. Buncărul, am scos o melodie. De infecție. Haideți, frate. Băi, Alexandra, nu cred bun. Noi glumim aici pe internet. Alexandra, te-ai gândit că într-o viață anterioară tu poate ai fost coșar? Mă, tu-ți bagi joc sau ce dracu faci? Nu te întreb, te-ai gândit că într-o viață anterioară ai fost coșar și ce la un coșar? Ăla de curăță hornuri. Serios. Nu, frate. Hai să fim oameni. Gâmbește, Alexandra. Băi, oameni buni, sincer, dacă nu mă omor, să nu zic-o mă stăcută. Te-am dezamăgit? Sergiu, mi-a să nu mai donați mie, că asta nu mai vreau. Nu mai vrea donați, nu mai vrea, gata. Lăsat-o în pace. S-a supărat, Alexandra, eu credeam că ține mai mult la glumă. Alexandra, dă-mi adresa ta să-ți trimit un pepene și două săpunuri Protex. Mă, băiete. Da, mă, nu i-am lăsat. Ia-o. Și mie să-ți fie cordalul meu și copii bolnavi. Plângi și un pic, te rog. Hai că stau, da? nu mai stau. Stai la bună. Hai, mă, Alexandra. Alexandra. Nasieta, ce faci, Nasieta?